Salut, v-am găsit la un nou episod din GTA 5 cu moduri. De data asta am ceva foarte special pentru voi, pentru că din ce am înțeles în oraș s-a mutat Granny și cu Grandpa. Da, ați auzit bine și nu fac lucruri destul de ok prin orașul ăsta, așa că trebuie să-i oprim. Nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Și hai să vedem dacă reușim să strângem la acest episod peste 20.000 de like-uri. Data trecută v-am cerut peste 20.000 de like-uri și voi ați dat 32.000 de like-uri. Deci este absolut incredibil cât de mult vă place această serie. Și asta nu face decât să mă bucure și să mă ambiționeze să vreau să fac cât mai multe episoade pentru voi. Acum, din ce am observat, Granny și cu Grandpa își fac veacul undeva prin zona asta. Cred că aici. Nu sunt sigur dacă e zona exactă, dar e posibil să fie. E o casă abandonată. Și dacă reușim noi să exterminăm, o să luăm puterile lui Granny și o să devenim noi Granny pentru 24 de ore. Așa că hai să vedem dacă o să ne iasă șmecheria. Dar și la monstrul ăsta, ca și la ceilalți monștri, cum a fost Siren Head și Cartoon Cat și toate cele, trebuie să merge pe timp de seară. Vom sta off-camera să stăm să așteptăm să treacă timpul, asta nu este absolut nicio problemă. Dar, ca de obicei, avem aici o nouă mașinuță, un Lancer Evolution X de la Mitsubishi. O mașină care mie personal îmi place foarte mult și consider că după mașina asta a făcut mașina aia blindată. Am uitat cum se numește, Kuruma. Deci după mașina asta, asta e originala, și după asta s-a făcut Kuruma. Iar mașina asta e mașina din viața reală, știi? Adică poți să ți-o cumperi în viața reală. Dar e destul de tare că în GTA toate mașinile practic sunt copiate așa după mașini adevărate și uneori chiar poți să găsești mașina exactă după care a fost copiat. O să mergem așa ușurel, să ne uităm să vedem dacă o găsim. Dar știi ce? Înainte să facem chestia asta, hai să ne oprim noi chiar aici. Punem stop puțin și așteptăm să treacă timpul, să se facă ora. Între timp s-a făcut și noapte. E bine că nu e furtună. Asta chiar nu aș fi vrut. Pentru că ați văzut și voi, când ne întâlneam noaptea cu Siren Head, se întâmpla de foarte multe ori să vină o furtună de aia oribilă. Și nu aș vrea chestia asta. Stai să vedem pe unde e. Acum e și mai greu să-mi dau seama unde e casa lui Granny. La Siren Head măcar mă mai luam după sunetul ăla pe care îl crea, știi? După sirenă. Dar aici după ce mă iau? Chiar nu știu, frate. Dar știu sigur că e undeva prin zona asta. Să vedem dacă am nimerit bine. Nici nu știu dacă am nimerit bine pe aici. Fi una dintre casele astea? Nu, dar de fapt astea nu sunt case în primul rând. Deci ceva depozite. Unde ar putea mă să fie? Ia, mergem mai în față. Cred că suntem în zona potrivită, oameni buni. Hai să sting și eu luminile, nu de alta, dar n-aș vrea să mă vadă. Nu e foarte târziu. Dar cred că e ok. Posibil ca Granny să fie acasă. E bine, uite, asta e casa, fiți atenți. Este timpul să investigăm care e situația, așa că o să mergem cu puțin curaj, nu foarte mult. Dar am lanterna asta măcar, ok? Am lanterna, nu știu dacă să țin, cred că am să țin lanterna. Stai să vedem, am o lanterna asta, s-ar putea să... Da, asta e mult mai puternică decât aia de pe pistol. O să mergem așa frumos cu asta. Să investigăm trebușoara. Bă, cred că văd ceva acolo la geam. Bă, vedeți și voi ceva la geam? Că mie mi se pare că văd. Ok, măcar să știu. Măcar o să știu că e ceva la etaj, dacă e. Ok. Să vedem care e situația. Granny, ești acasă? Bă, aud că râde pe nebună. Granny? Frate, e destul de fricoșător, adică știu că sunt în GTA până la urmă, nu sunt în Granny. Dar deja încep să aud sunete și tot felul de chestii, la fel ca și cum aș fi în Granny. Ceea ce e foarte straniu. Oh my god, asta nu e bine deloc. Nu mă duc acolo. No. Nu mă duc acolo nici să mă plătești. Hai să vedem. Bă, momentan e o casă destul de liniștită, ok? Nu pare nimic anormal. Doar că o aud pe Granny, știi? Adică asta e singura chestie, ok. Așa arată baia. Bă, sincer să fiu, casa asta arată similar cum e casa lui Granny. Chiar arată. Doar că e mult mai dezordonată. Parcă casa lui Granny era mai ok. Deși și acolo la Granny, pe acasă, era mizerie. Trebuie să ajungem la etaj cumva. Cum facem să ajungem la etaj? Bă, bănuiesc că pe aici ajungem la etaj. Ce ziceți, oameni buni? Avem curajul să intrăm?
Sper că ați apăsat și voi acolo pe butonașul de like, să-mi dați niște curaj. Pentru că... N-ai vrea așa ceva, frate. N-ai vrea așa ceva. Dar din first... Mamă, dacă închid lumina, cum se vede? Din first person? A, nu vreau să mă joc din first person. Nu vreau să mă joc din first person deloc. Deloc, deloc, deloc. Ok, nu e nimeni aici. Nu știu, văzusem ceva la etaj, frate. Chiar am văzut. Cred că e Granny. M-am uitat pentru o fracțiune de secundă. Așa, să stingem lanterna. Bă, dar cum fac eu să... Aș vrea să fac cumva să mă uit. Să văd dacă e Granny. Dar nu dau seama dacă aș putea... Ia stai. Păi e Granny, dar nu mă vede. Nu, hai să nu ne apropiem, Păi deci Granny e în casă, dar nu m-a văzut. E și Grandpa, în casă și mă așteaptă. Nu știu ce să fac, nu știu ce e de făcut. Să scot așa? Ziceți că ar muri direct dacă le-aș da, oare? Nu știu ce să zic, frate, ia stai o secundă. Stai să facem o chestie de genul ăsta, uite așa. Uite-o, mă, cum se vede. Doamne ferească, mă, nu vrei așa ceva. Deci eu dacă aș să fiu în viața reală, să văd așa ceva pe geam, aproape m-am văzut, să văd așa ceva pe geam, aș fugi. Pa, la revedere, ce-mi trebuie mie așa ceva. Salut. Oh my god. Vai de capul meu. Fugi că vine nebuna. Mamă, frate, poate să sară gardul? Nu-mi zic că poate să sară gardul. Cred că nu mă mai vede. Ia. Granny! Ce vorbești? Că vine după mine! Ai de capul și de zile mele. Bă, să nu-l trimiți și pe bunicul, da? Să nu-l trimiți și pe bunicul, că nu vreau. Nu știu unde e, frate, acum și mă panichez rău de tot. Oh my god, ce m-am speriat! Băi, frate, l-a chemat și pe bunicul acum. Fugi! Fugi, că nu e de bine. Cred că o să... Oh my god, uitați-vă cum vin amândoi după mine. Cred că o să mă duc la mașină. Mă, frate, că scot ăsta. Scot ăsta pe voi. Stați acolo și lăsați-mă în pace. Au murit? No, mă gândeam eu că e prea frumos să fie adevărat. Fugi! Fugi la mașină. Poate reușesc să fac ceva cu mașina, frate. Că altceva n-am ce să fac. Da, bunicul nu s-a mai ridicat de jos. Bă, bunicul l-am nimicit? Du-te, bunicul, de aici și lasă-mă. Bă, bunicul... Bă, bunicul l-am rupt. Nu știu exact cum l-am rupt, dar l-am rupt. Dar Granny e nemuritoare. Granny! Mamă, cum s-a învârtit triplu șurub a făcut. Hai, zim că ai murit. Nu mai moare, mă, frate, asta. Deci nu moare. Stai să văd ce pot să-i fac. Dacă ne dăm jos acum din mașină, scoatem lansatorul. Fiți atenți la lansatorul ăsta. Wow, a luat foc. Ia pleacă, mă, de aici. Gata. Cred că e moartă. S-a zis cu tine, Granny. Și acum noi vom deveni Granny pentru 24 de ore. Chiar sunt curios ce putere o să aibă, pentru că... Da, a doua zi o să se întâmple chestia asta, deci o să trebuiască să plecăm de aici urgent. Bă, am reușit să omorâm încă doi monștri, pentru că ăștia efectiv răpeau oameni, îi băgau în casa lor și îi băteau și îi țineau acolo. Adică știți și voi povestea din Granny. Unde am putea noi să noptăm în seara asta? Nu știu dacă e vreun hotel pe aici prin zonă. Știi ce? Cred că aici ar fi o zonă destul de ok. Adică destul de ok. Decentă. Uite, chiar în locul ăsta. Oprim. O să așa ne dăm jos. Stai să ascund și o arma, că nu de alta, dar să nu zică băieți ăștia pe aici ceva. Intrăm aici frumos și mâine când ne trezim ar trebui să fim Granny. După o noapte destul de lungă s-a făcut și zi și nu mă simt foarte diferit să zic așa, dar cred că sunt Granny. Da? Sunt Granny. Uitați-vă cum arată. Hai să vedem ce poate să facă Granny din GTA. Poate să facă chestia asta. Wow, tăticule! Câta forță să ai, Granny! Ok. Mai și zboară Granny din GTA. Uite. Deci asta este absolut incredibil. Abilitatea asta este nebunie curată. Uitați-vă ce face. Ia toate mașinile. Și pe aia le poți da pe toate într-o parte. Ia, stai să-i oprim așa pe ăștia.
Hai băieții, haideți, hai veniți să venim să o ținem încoace așa. Opa! Și-l dau pe o lată. Ia. Pum! Wow, tăticule, câtă forță are. Păi stai așa, mă, că mergem în oraș. Și în oraș acolo o să fie distracția cea mare. Comparativ cu celelalte caractere pe care le-am mai avut până acum, e nebunie curată, frate. Deci e nebunie curată abilitatea asta. Voi vă dați seama, adică să vină dintr-o dată toate mașinile din oraș peste tine. Peste tine, uitați-vă puțin. Și boom! Ok, hai că îmi place deja Granny. Îmi place la nebunie. Păi să-mi spuneți în comentarii ce alte caractere vreți să mai pun în joc, pentru că în momentul de față eu am posibilitatea să pun orice caracter de oriunde vreți voi. Orice caracter. Așa că aștept din desene, din ce vreți voi, deci din alte jocuri. Nu are importanță. Eu am posibilitatea să bag orice caracter vreți voi de oriunde. Abilitatea asta Granny mai poate să facă și chestii de genul ăsta. Poate să le aposta de cap și îl ducem puțin pe sus. Și acum dă-i așa. Bim! Salut, băiatu! Ce ai făcut, băiatu? Mamă, tu îți dai seama să te ai să te arunce. Pot să mai iau pe mașina asta, de exemplu, și o luăm cu noi așa frumos. O facem să plonjeze așa de la o altitudine destul de mărișoară. Ia, hai să vedem ce se va întâmpla. Ia. Pică frumos sau pică urât? Reușește să supraviețuiască omul? Hai, nu-mi zic a supraviețuit. A supraviețuit, mă, deci... Explicați-mi și mie cum este posibil. Du-te de aici! Wow. Ok. Hai să mai facem chestia aia cu mașinile multe și poate să vă mai arăt niște abilități. Ia orice mașină pe stradă, n-are importanță. Și... Bum! Frumos! Eu sunt curios dacă mă pot duce la blimpul ăla să fac ceva. Ia stai că asta chiar sunt super mega curios. O să iau blimpul? O să iau mașini de pe jos să le duc la blimp? Nu prea merge. Dar pot să fac ceva cu blimpul? Oh. Pot să iau blimpul cu totul, ia. Ducem blimpul în oraș. Ia, domnule blimp, du-te! Wow. Aici poate aș putea să iau mașini. Mamă, îl pot împinge. Ok, asta nu cred că e bine pentru domnul blimp. Salut, domnul blimp. Foarte puternică, adică uitați-vă ce poate să facă. Fiți atenți că îmi încarc puterile. Haide! Haide! Aproape nu se mai vede nimic. Wow! Băi, a explodat totul. Uitați-vă, toate mașinile distruse aproape. Ia, fiți atenți la camionul ăsta. Wow, și cerul cum se face, voi ați văzut? Ia uitați-vă la cer. Mamă, câtă forță poate să aibă. Ia, stai așa că mă duc eu pe aici. Boom! Efectiv, toate mașinile, chiar dacă sunt la îndepărtare, ele se vor strica automat. Deci uite, merg lângă mașina asta de aici. Nici nu mă apropii de aia, uitați-vă la aia. Aia roșie. Și tot în jur se distruge. Incredibil caracterul, wow. Îmi place la nebunie. Nu știu dacă poți să încarci și atât și boțești mașinile oarecum, dar poți să-l încarci full. Și dacă l-ai încărcat full, apoi atunci rupi totul în cale. Ia. Mă, la ce distanță îi distruge? Bum! Ce vorbești, mă? Voi ați mai văzut celelalte caractere gen Siren Head și astea? Bă, aveau puteri mari, dar nici chiar în halul ăsta. Adică e un piculeț ieșit din comun. Uitați-vă puțin. Efectiv aduce odaia de pe câmp și o plasează în oraș. Așa ceva? Ia. Bum! Pune-o și pe asta. Mamă, frate... Deci cu elicea asta, efectiv, poți să feliezi oameni. Ia uitați-vă. Deci poți să feliezi pe toată lumea. Mergem cu elicea pe aici. Ok. Ok, frate. E un piculeț prea de tot, trebuie să recunosc. Are puteri mult prea mari pentru un caracter. E incredibil. Deci e incredibil să faci ceva. Mergem așa pe stradă, curățăm toată strada. Ce vorbești? Ce vorbești? Acum lăsăm asta așa și ăsta o să stea în drum. No. Și acolo a rămas. E permanent în oraș. Bine, nu o să rămână data viitoare când o să ne jucăm alt episod cu moduri. Nu o să mai fie acolo, vă imaginați și voi. Opriți-mă. Fiți atenți la faza asta. Se opresc gloanțele înainte să mă nimerească. Uitați-vă puțin. Gloanțele le vedeți?
Deci toate gloanțele sunt oprite și merg odată cu mine. Dacă dau din first person, ia uitați-vă, vedeți gloanțele cu albastru așa? Sunt oprite toate. Și acum dacă mă duc lângă domnii polițiști și le trimit înapoi. Bang! Ca o mitralieră a fost asta. Practic eu mă folosesc de gloanțele lor și nici măcar nu am nevoie de arme sau ceva. Trageți băieți cu toate mitralierele, cu tot ce aveți. Doi și acum eu. Bum! Iar nu v-ați cumințit. Pe bune, adică ați văzut că toți cu echipierii voștri au murit. Ia voi vreți să muriți și voi. De ce faceți chestia asta, pe bune? Ia, ce a făcut ăsta? Lol, l-a pus... Îl pune să fie împușcat de propria lui armă. Voi ați văzut? Ia fiți atenți. Deci propria lui armă îl împușcă pe el. Ia fiți atenți la asta. Vedeți arma cum i-a zburat din mână? Granny, ești nebună! Ok. Bun, ăsta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade cu GTA 5 cu moduri, spuneți-mi în comentarii ce alte caractere ați dori să introducem în joc. O să găsesc eu o grămadă de puteri interesante pe care să le testăm pe diferite caractere. Dar până una alta, ăsta a fost episodul. Ne auzim data viitoare!